Bună, eu sunt Anca și vreau să vă vorbesc despre cum abordați procesul de căutare a unui job și cum puteți ajungeți mai ușor la recruterii din companiile de interes pentru voi. Ideal ar fi să începeți să strângeți informații despre companiile existente în piață și despre joburile disponibile în cadrul acestora, înainte ca necesitatea să apară efectiv. Vă sfătuiesc să începeți prin a identifica domeniile în cadrul cărora v-ați dori să lucrați, iar apoi să faceți o listă cu 10-15 companii care vi se par vouă interesante și în cadrul cărora vă vedeți lucrând. Este important să adunați cât mai multe informații despre mediul de lucru, despre percepția în piață și oamenii care fac parte din compania respectivă, pentru că, într-un final, nu veți lucra cu o simplă entitate, ci cu oamenii care o alcătuiesc. Vă recomand câteva surse prin intermediul cărora veți putea aduna toate aceste informații. În primul rând, căutați compania pe Google. Cel mai probabil, între primele opțiuni afișate, veți găsi pagina companiei, unde de cele mai multe ori găsiți și o secțiune dedicată special pentru zona de cariere, în cadrul căreia veți vedea felul în care se desfășoară lucrurile în compania respectivă și cel mai probabil veți găsi listate și joburile disponibile. Ulterior, vă sfătuiesc să căutați compania respectivă pe social media, pe Facebook, pe Instagram. Mare parte din companii au început în ultima vreme să își posteze diferite informații și pe aceste rețele de socializare și ar putea să fie un pic mai relevante în contextul local, întrucât există posibilitatea să găsiți informații despre echipele din România sau din orașul care vă interesează pe voi în mod specific. Căutați între cunoștințele voastre oameni care lucrează sau care au lucrat la compania respectivă sau, dacă sunteți un pic și norocoși și curajoși, vă sfătuiesc să încercați să dați de persoane pe care, chiar dacă nu le cunoașteți, mă gândesc că le puteți întreba cam care este mediul de lucru și părerea lor vis-a-vis de compania care este de interes și pentru voi. Informațiile pe care le veți primi de la un om din interior vă pot indica mai multe despre dinamica din compania respectivă. Pentru că la început de carieră este destul de dificil să ai un termen de comparație, un alt sfat ar fi să încercați să vorbiți un pic și cu oamenii care lucrează la competiția companiei respective, astfel încât să vă conturați cât mai clar imaginea de ansamblu. O altă sursă pe care o puteți utiliza, astfel încât să extrageți mai multe date despre o anumită companie sau alta, este reprezentată de forumurile de discuții. Aici există posibilitatea ca parte din părerile împărtășite să nu fie neapărat reale, așa că vă sfătuiesc să identificați acele detalii care se regăsesc în declarațiile mai multor participanți la aceste discuții. Verificați presa online. Companiile obișnuiesc să iasă în presă cu tot felul de comunicate care vorbesc despre lansarea unui nou produs sau startul unei noi campanii de recrutare. În cadrul acestor articole veți găsi cel mai probabil reprezentanți ai managementului și este destul de important să înțelegeți efectiv pentru cine veți lucra. O altă rețea de socializare pe care merită să o luați în calcul este LinkedIn-ul. În cazul în care nu aveți deja un cont creat, este momentul să vă faceți unul. Vă spun asta pentru că majoritatea recruiterilor sunt prezenți pe LinkedIn și sunt foarte active acolo, postând tot felul de informații despre compania din care fac parte, joburile disponibile și cerând recomandări de la alți utilizatori ai rețelei, inclusiv cu privire la posibil candidați pentru posturile entry-level sau de internship. Alt aspect de luat în considerare este faptul că aveți informații despre recruiter la îndemână. Prin intermediul profilurilor lor de LinkedIn puteți vedea care a fost parcursul lor profesional, dar și tot felul de informații despre studiile pe care le au și proiectele în care au fost implicați. Parte din ei își lasă și adresele de mail în cadrul profilului de LinkedIn, iar acest lucru este destul de interesant, mai ales în momentul în care ați identificat deja companiile în cadrul cărora vă doriți să lucrați, îi puteți aborda în mod direct, fie printr-un mesaj pe LinkedIn, fie prin intermediul adreselor de mail. Este important de reținut faptul că nu trebuie să fiți dezamăgiți în momentul în care companiile pe care le vizați nu au roluri disponibile fix în momentul în care vă doriți voi.
Nu ezitați să vă exprimați intenția chiar și în aceste condiții, pentru că veți rămâne în baza de date, iar în momentul în care aceste oportunități de joburi vor apărea, veți putea fi contactați. O altă sursă pe care o puteți consulta în momentul în care decideți să strângeți informații despre companii este cv30.co. Pe site-ul nostru veți găsi poze din birourile companiilor, astfel încât să vă fie clar cadrul în care vă veți desfășura activitatea, dar și poze și interviuri video cu reprezentanții companiei, atât din zona de management, cât și din zona entry level, practic cu oameni pe poziții similare ca cele pe care le veți accesa voi. Accesând CV30.co veți afla informații despre procesul de recrutare, despre oportunitățile existente în cadrul companiilor respective, dar și despre așteptările pe care aceste companii le au vis-a-vis de tinerii care li se vor alătura. De asemenea, veți înțelege în mod concret ce presupune activitatea în cadrul unei companii pe o anumită poziție din momentul în care ajungeți la birou până seara când plecați acasă.